Doamnelor și domnilor, ne-am reîntors în jurnal. Vloggerul Shelly recunoaște astăzi, printr-o postare online, că și-a înscenat un accident. Acesta a contactat mai multe instituții de presă sub identitate falsă și a furnizat o înregistrare în care se ceartă cu un tânăr care îl filma cu autoturism avariat. Bă, facă-mă de aici, n-auzi? Mamă, a câtelea e, mă, și le-a patrulea sau al cincelea? Al doilea. Bă, pleacă-mă de aici, n-auzi? Nu mai știu să mai nume. Pleacă-mă de aici, n-auzi, copile, dispar de aici. Așa. Ai cam gura mare. Ce zici? Ai gura cam mare, poate îl chem pe tata. Și tu? Poate îl chem eu pe tata, mă, hai, fugi de aici. Bă, gata, mă, gata, ați filmat pe casa aici odată. Aceste imagini au fost primite și de România TV, de la un tânăr care a pretins că a fost martor la accident, ba mai mult că a fost și amenințat de vedeta de 19 ani. Vloggerul Shelly a postat apoi un mesaj în care explică că el a trimis imaginile de pe un cont de mail fals și că totul a fost doar o farsă. Filmarea asta este de fapt 100% fake. Mașina este de fapt un model 3D și totul a fost regizat de mine. Totul a fost o glumă. Acum probabil că vă întrebați de ce mi-aș regiza propriul accident. Am făcut-o doar ca să vă demonstrez cât de ușor este să dezinformezi și să vă arăt că nu tot ce vedeți la televizor este adevărat. Shelly și-a luat permisul de conducere în noiembrie 2019, iar la o lună distanță a făcut și primul accident. Vloggerul a postat atunci imagini cu bolidul de 70.000 de euro pe care l-a avariat. Treaba a fost în felul următor. Am făcut un accident ieri, din vina mea, în sensul giratoriu de la aviatorilor. Eu eram pe banda, să zic așa, depărtată de sensul ăla circular și voiam să fac stânga. M-am încadrat prost, în timp ce un tipul care a intrat în mine era cel mai aproape de sens și nu o să facă stânga, cum teoretic și el trebuia să facă pe acolo stânga, el voia să meargă înainte. Deci cumva amândoi eram încadrați prost. Faza unde am greșit eu este că am vrut să schimb banda și m-am asigurat doar că am scos mașina așa un pic, fără să realizez că îmi blochez unghiul în oglindă.